Un nou post de radio a fost lansat la Chișinău de Ziua Copilului. Radio Copilărie vine cu o grilă de emisie plină, cu subiecte de actualitate, ce vizează în special tânăra generație. Pentru lansarea postului de radio, autorii proiectului au muncit un an. La moderarea emisiunilor vor participa copiii care vor crea produsul mediatic, ghidați de adulți. Emisiunile vor fi difuzate în mediul online, pe site-ul oficial și pe rețelele sociale. În grila de emisie Radio Copilărie sunt 24 de emisiuni. Deocamdată acestea vor fi difuzate doar în online. Nutriționista Luminița Suveică va fi prezentatoarea emisiunii de weekend Trebuie să fii sănătos, unde va vorbi despre deprinderile sănătoase în rutina zilnică și alimentație. Ne-am propus ca acest post de radio pe care îl lansăm astăzi, Radio Copilărie, să includă mai multe subiecte care să schimbe mentalitatea oamenilor noștri de la mici copii. Să dezvoltăm și să cultivăm unele abilități, unele frumoase maniere la copii, să dezvoltăm talentele pe care le au acești copii. În rol de coprezentator, medicul o va avea pe Andrei Armaș. Ești foarte bine! Mi-a plăcut să fiu moderatoare cu doamna Luminița. Iar primul invitat la emisiunea destinată sănătății a fost Valeria Furtună. Experiența a fost una foarte bună. În cadrul acestei emisiuni am discutat despre ce trebuie să faci pentru a-ți menține sănătatea. Radioascultătorii vor fi surprinși cu emisiuni informative, de divertisment și educative. Georgeta Holban va modera emisiunea Zoo Magazin. Acolo voi prezenta despre animalele mele de companie. Îmi pare foarte bine, mă prezint. Din echipa radioului face parte și conducătorul artistic Oxana Mardari. Copiii sunt speranța noastră, sunt viitorul, ei sunt oglinda sufletului nostru. Doamne ajută să pornească acest minunat proiect. Potrivit autorului proiectului, postul de radio va putea fi ascultat în online din orice colț al lumii. Va fi unicul pentru copii și prezentatorii vor fi doar copii, muzică dedicată copiilor, cântată de copii și chiar și la fiecare oră vor fi momente, piese patriotice. De ce să nu educăm spiritul frumos al patriotismului? Acest radio este o platformă de autodezvoltare pentru copii. Ei să creeze emisiunile care le sunt interesante. Publicul țintă al radioului Copilărie sunt atât copiii, părinții, cât și bunei.